Tana Nana. Bună seara de aici din studio, suntem Tana Nana în această seară. Avem al doilea episod din acest nou sezon de Urban Groove. Am ajuns la numărul 6, nu știu pe câtă lume interesează, dar nouă chiar ne place că am ajuns la numărul 6. Avem un invitat foarte drag mie în această seară, o personalitate a hip-hopului românesc, pe numele lui Puia. Și în acest în acest context Puiu, o să vedeți și de ce. Domnul Pui, exact. Motivul pentru care l-am invitat pe Puia în această seară este că el a stat așa tirat o perioadă de timp și a lucrat la un material. Da, mai exact un an de zile. Am vrut să fac metoda bătrânească. Pentru că a postat piese așa la o lună, păi nu-mi ieșeau. Eu nu înțeleg modul ăsta de a face muzică. Eu știu că lucram și înainte cu La Familia un an de zile, adunam ce era mai bun în anul ăla și făceam un album. Bă, dar când cu internetul ăsta nu am mai reușit să încheg unul. Tocmai din cauza acestei grabe ca să mulțumim audiența, că mai nou așa se spune, se spun, trebuie să fim orientați pe clienți. Audiență, nu mai sunt oameni care te ascultă, sunt audiență. Și mi-a zis, mă, ia două dracu, mă, ce, eu nu știu să mai fac albume. Și chiar sunt foarte mulțumit de ce a ieșit, am fost foarte relaxat lucrând și probabil cred că se vede și în material. Eu am ascultat materialul într-o avantpremieră masonică, așa mi-a fost dat mie prima dată. Este un album foarte mișto, o să discutăm un pic pe marginea lui, fără să dăm foarte, foarte multe detalii. Până un alt an, să voiam să te întreb dacă tu mai crezi în puterea albumului. Adică ai văzut că toată lumea lansează cât un single. Asta a fost o să zic așa, o minciună pe care un timp am crezut-o și eu, că nu mai contează albumele și contează doar piesele. După care mi-am dat seama că un artist nu este definit de single-uri și tot timpul există pe un album piese pe care lumea le ascultă și care n-au poate așa multe view-uri, dar ele sunt în sufletul omului și contează chestia asta. Din nefericire, foarte mulți au impresia că numărul ăla de view-uri acolo reprezintă nivelul tău de succes sau de cât de plăcut ești. Nu e adevărat. Nu înseamnă mai nimic numărul ăla. Unii au milioane de view-uri și n-au niciun spectacol sau nu știu, n-au niciun fan. E ușor o anomalie sau poate nu se înțelege foarte bine chestia asta. A face un album, în primul rând, este o exprimare liberă în care tu zici, măi, fraților, asta vreau să zic. A pune melodii pe net și aștepta să vezi dacă au succes este așa un soi de, fraților, am și o melodie. Vă place? Nu vă place? Ce părere aveți? Și eu nu sunt obișnuit să cer așa părere, că, băi, muzica trebuie să... Să influențeze, nu să lase mereu influențată. Da, bine, tu aparții unei alte școli în care toată lumea făcea ceea ce îi plăcea, știi? Eu vin de pe vremea casetelor cu bandă, ca să zic așa. Exact, și derulatul cu creion. Noi nu am avut faza asta cu... Eu n-am știut părerea publicului despre mine așa real, decât după 2009 încolo, când au început să apară comenturile pe net, sau am văzut că lumea asculta anumită piesă mai mult și eu alta mai puțin. E singurul contact îl aveam pe la spectacole și ăsta ar trebui să rămână, ăsta e cel mai puternic contact. Deci să înțeleg că prin spectacole, pentru că ești un adevărat globetrotter în momentul de față, cred că cânti cam peste tot, se întâmplă să ai reacții mai bune și la piese care nu au fost neapărat pe TV sau pe radio? Cum să zic eu, albumul e povestea ta, te arată ca, complet ca artist, adică pe un album poți să ai o piesă în 15 variante, trebuie să ai 15 piese sau 20 sau câte ai tu acolo diferite și atunci îți permiți să faci mai multe chestii și am simțit nevoia unui album eu personal, în primul rând, pentru că nu mă mai regăseam eu
făcând niște piese așa simple. Tot timpul albumul are un titlu, are o poveste, are o idee în spate și avem nevoie chiar și de liniștea asta, de a crea fără să mă bâzi cineva că îi place sau nu îi place sau că comentează, nu comentează, nici nu... Am vrut să fac exact ce mă taie capul, exact așa cum am început, așa... Așa vreau să și continui. Lucru care l-am pierdut un pic pe parcurs, dar mi-a luat ceva până să-mi dau seama. Și așa cum probabil v-ați dat seama din intro-ul acestei discuții, înainte să vorbim noi doi aici, albumul este practic o poveste, fiecare piesă... Da, aventurile domnului Pui. Probabil lumea se întreabă de ce dracu-i spune asta domnul Pui și nici lumea spune Puia. Păi, în primul rând, domnul Pui e un personaj. Domnul Pui e un personaj. E, ca să zic așa, trecerea de la Puia tot în familie la Puia cap de familie. De la casete cu bandă la link-uri de YouTube. De la pionier la... Student. Student, patron de Scandalous Music. De la multe, s-au întâmplat multe schimbări în aceste aventuri pe care le-am avut eu de când am început să cânt până acum și el este creat așa ca un soi de poveste. Mie mi-a plăcut foarte mult emisiunile de teatru radiofonic, mai ales astea, gen Unda Veselă, de astea glumițe, tot timpul erau acolo niște melodii, după care erau întrerupte de niște sketch-uri. Și după aia era o melodie de aia, da, cu artiști dragi mie, gen Dem Rădulescu, Toma Caragiu sau alții. Și eu am creat albumul cam tot în genul ăsta. Adică după fiecare melodie un soi de sketch, de glumiță, de... Și o să aveți niște surprize de proporție acum. Adică îmi doresc în primul rând ca lumea să-și spună căștile la ureche, că, sau mă rog, boxele sau ceva, și să nu oprească albumul. Asta mi-am dorit. Adică să meargă în continuare, să încerc să fac un album în care să nu dai skip. Deci poate fi considerat un episod de teatru radiofonic, nu? Da, tot timpul se intervine peste album, fie cu glume, fie cu discuții, fie cu vorbe, adică nu e un genul ăla de album unde ai piesa, a terminat piesa, refrenul, începe altă piesă. Corect. Și la revedere, e cu curge. Poți să ne dai și un nume așa? Cine a participat? Pentru că ați auzit și pe intro o voce care probabil vi se pare familiară. Rodica Popescu Bitănescu e vocea care face intro și mai are niște intervenții pe album, ca și reprezentantă a generației de aur, să zic. Și la fotbal am pierdut-o și la actori. Da, da, chiar când m-am întâlnit cu dânsa, eram așa că... Emoționat. Mereu, da, bineînțeles, și și întrebam mereu despre cum era Toma Caragiu, cum era Hamza Pelea, cum era Dem Rădulescu. La un moment dat cred că am plictisit-o, dar m-am prins pe parcurs. A fost o perioadă de umor care mie mi-a plăcut, sincer să fiu. Sunt fan genul ăla de umor și am pe album niște bucățele mici pe care le-am semplat din diverse chestii, filme, emisiuni de radio și așa mai departe, pentru că ca și restul să asculte, că nimeni nu mai are acum timp sau nu mai are răbdare să asculte o melodie, că o derulează după 1 minut și jumătate, da, păi o emisiune de 50 de minute de teatru radiofonic și să... Clar. Trebuie să vină foarte repede. Și am selectat acolo niște glumițe pe care mi le-am inserat în albumul meu, gândindu-mă că și ceilalți pe care îi cunosc eu și nu ascultă teatru radiofonic, poate o să le placă. Mă, toți cred că am ascultat la un moment dat teatru radiofonic, că nu prea aveai ce să faci altceva, da. Adică televizorul era rupt. Da, de colaborat așa am... În general am colaborat ca și compoziție cu Mahia Beldo, cu compozitorul care... Stai, trebuie să te oprești un pic, că trebuie să detaliem toate chestiile astea. Voiam să te întrerup cu scuze de rigoare, să facem o pauză, să ascultăm niște muzică, o să vă dăm și un mic fragment dintr-o piesă de la Puia, pentru că de pe albumul ăsta cu Aventurile Domnului Pui. O să vă explicăm imediat după pauză vis-a-vis de producție și alte detalii și modul în care
care veți putea intra în posesia albumului, pentru că o să fie ceva un pic deosebit decât la celelalte materiale și detaliem după ce ascultăm un pic de muzică. Nu uitați, un mic fragment din piesa Pe Val, semnată Puia 2019.